E drept că banul tentează multă lume, dar să pui mâna să furi și să pui în pericol sute de oameni pentru câteva sute de lei, intră deja la capitolul inconștiență. Trei bărbați din Buzău au furat un cablu de la o instalație de semnalizare de la calea ferată. Toate semnalele luminoase și acustice pe o distanță de 15 km s-au defectat și circulația trenurilor a fost dată peste cap. Polițiștii au prins deja pe cei trei. Ieri, împiegații de mișcare care au grijă de tronsonul dintre Buzău și satul Boboc au înlemnit. Toate semnalele luminoase și acustice s-au închis brusc. S-a mers pe distanța Buzău-Boboc maxim 20 de km la oră. Lucrătorii de la întreținere au acționat imediat și au descoperit cauza defecțiunii, lipsa unei bucăți de cablu subteran. Când și-au dat seama că de vină sunt hoții de fier vechi, i-au chemat pe polițiști. Oamenii legii au reușit să le dea de urmă după câteva ore. Am vorbit cu băiatul ăla cu excavatorul, a venit omul. A săpat? Dacă dumneata vrea să-ți faci o meserie, nu alergi? Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi cercetați penal pentru furt calificat. Angajații CFR n-au reușit să repare instalația de semnalizare până acum.